Deci la 3, da? Deci la 3. Ce e la 1? E la 1. 4, 5 la 3. Asta e de 5 la 3. În factor stau, aduc aceeași metodă, vin 4 ori 5 la 3 asupra 3. Și 125 ori 4 asupra 3. 625. 625, nu? 600, așa că e 125. 125 ori 4 dă 400, 500. 500 pe 3. 500 supra 3. Centimetri cubi. Asta e așa. Da? 500 supra 3 centimetri cubi. Și dacă nu vedem de așa, după calculul făcut de noi, nu ne-a întrebat problema. De 625. Așa arătat? Da, 625. Păi eu greșeam. Dar noi, ați adunat prima dată, nu? Păi 5 la 3 ani, e clar, da, fac 125. Da, și erau cum dar îți înmulțe și 3. Volumul copilului 125, volumul copilului 125 pe 3. Da. Păi nu a făcut, e corect. Nu, eu greșeam. Pe 3 la 125 nu dă genul. A, eu mulți cu 4 aici de... Da. Da, nu, bun. Așa. Nu am dus la numitorul. Ce dificultăți ar fi apărat problema asta? De unde, da, de unde dificultăți? Nu, că e un moment din... Da? Dar deci v-ați ar fi avut. V-ați ar fi avut. Ba da, dar aici ar fi și tangenta n-ați văzut cu ele. Nici tangenta, dar mergea acolo foarte mult. Mergea. Mă, n-am zis la toți trei, dar la ani, de exemplu, tangenta n-a mers corect. La volum ați văzut că nu ați fost clar. Nu... Nu știați că la volumul piesic. Da. Bine, au răspuns, domnule. Da, vezi? Mi-e chestii că noi acum că nu scrie. Exact, au răspuns. Da, știu. Da. Mai tare vă duc ei. Deci, rămâne un lucru. În orice problemă, nu încercați niște formule așa, citind din memorie. Am spus-o și repet. În fața problemei, stăm și o respectăm. Ce înseamnă să o respecti? Să stai de vorbă cu ea, să pătrunzi foarte bine în interiorul ei, să înțelegi bine problema și cum să te apostrezi. Câte, ce informații am nevoie, de ce informații am nevoie, cum fac asta? Deci asta trebuie să se întâmple. Dacă îți vreau volumul, ăla are 4 înălțime, da, exact. Știi de ce are bază la piramidarea bază la înălțime asupra 3? Pentru că dacă ar fost prismă, ar fost numai area bazei a înălțimea, da? Mm-hmm. Ei, fiindcă avem tot un pățel la 3, 3 piramide formează prisma. Da? Deci 3 piramide formează prisma. Mm-hmm. Am să vă invit să gândiți la așa, pentru început, o prismă triunghiulară. Vreau să înțelegeți lucrurile, nu vreau să mergeți numai în mecanică, că tare e greu. Dar e greu dacă voi o să mergeți cumva așa. Deci hai să facem o prismă triunghiulară. Da, o prismă triunghiulară. Ce înseamnă? Că baza a luat un triunghi. Și... Da, baza este un triunghi. ABC, ABC, A prim, B prim, C prim. Și acum o să descompun piramida asta în trei piramide. Una din ele este ABC cu vârful în B'. Da? Se vede piramida ABC cu vârful în B'. Cealaltă este piramida cu vârful unde o să luăm? În A'. Deci ABC cu vârful în A'. Sunt dar de aici. Și cealaltă care a rămas cu vârful în C'. Cele trei acopere exact piramida dinainte. Sau altfel, dacă vreți. ABC cu vârful în A'. A'. B'. C'. Cu vârful în C'. Și a rămas cealaltă, a treia, A'. B'.
Și cele trei acoperă exact toată prisma. Dacă astea acoperă toată prisma, înseamnă că de aceea volumul întregii prisme îl împărțim la trei. Pentru că sunt trei piramide. Toate de aceeași volum. Da? Și de aceea are bază lățimea supra trei. Împărțim la trei. Asta când piramida este, prisma este în triunghi. Dacă este un altă figură, nu are importanță. Nu o să vezi, Dumnezeu. Da, 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 da. Haideți să vedem altceva. Următoarea problemă. Mai avem o problemă și la cea face judecată. O grădină ornamentată. Da. O grădină ornamentală, ca în figură, este formată dintr-un pătrat ABCD. Deci, desfineam în ipoteză, avem, înțeleg, un pătrat ABCD. Și patru semicercuri. Pe laturile. Da, AB egal 10 metri. Deci, în ipoteză, avem un pătrat. Hai să știi desfineam. ABCD. Ducem și diagonalele. A, B, C, D. Și acum. Semicercuri, așa. La B care zice că e 10 metri. Și zice, iar în cercul, iar în centru O al cercului este fixat un lucru statuar, adică în mijlocul cercului. Deci, am dus diagonale. Și zic că e O acolo. Da. Și acolo în O zice că este fixat un lucru statuar. Bun. Grup statuar. Așa. Așa. Zice A, la concluzie, să se determine distanța din A. Ok, hai să scriem așa, ipoteza. A, A BCD, pătrat. Și patru semicercuri, AB 10 metri. Deci, AB... 10 metri. 10 metri. Pătatul latură zice. Da. Și cele patru semne din cercuri? Le hașurăm, nu pot zice altă oameni. Le hașurăm cu... Semnicercurile, da. Cu o culoare, să zic așa, da? Și îmi cere distanța de la A la grupul statuar. De la A? A la grupul statuar, care e O. Așa, deci A, O, da. Da. Ei s-a pus și mai pun un V, dar nu de ce mai pun un V. Deasupra lui A, pătrat, va un V. Nu știu de ce. Deasupra lui? Lui A, în pătrat, pune un V, ca să fie V-O, ca să fie, dar nu știu de ce fac chestia asta. Vedem acum. Pun un V, deci pun un V. Da, nu, dar e o greșeală. Na, vedem dacă avem nevoie de lucru. O pun și un V deasupra lui A mare. Nu, nu. Vede dacă există o problemă ceva. Bun, deci unde suntem? Deci, la concluzie, A vrea distanța de la A la grupul statuar. Deci A, O. A, O, egal cu cine? Deodată, egal cu... E lor radical din 2 pe 2, adică cât e... 10 radical din 2. Pe 2, 5 radical din 2. Așa. Iar la B spune că partea hașurată este plantată cu flori, iar în rest este pietriș. Să se determine area suprafeței plantată cu flori, adică cea hașurată. Area plantată cu flori, cea hașurată. Adică area cercului. Are de două ori are un cerc. Doi, și egal de 4, 2, 3, 4, 14.
Ori poți. Cu cine e galarii? Egal cu 200 ori 3,14. Ai 900 ori 3,14 și cât face azi? Asta vreau. Că tot vor să fugi. Cât, Maria? 628. 628. E mulțit cu 100 ani și am dat. Cu 2. 628. Deci aici mai mulțit cu 100. Mirva se duce la dreapta peste două. Și e 314 ori 2, 628 de metri pătrați. Noi de ce am pus R la a doua, R ca și fiind 10? Am greșit. De ce am pus R la 10? Deci R la 10, este 5. R la 10, R la 10, 5. Excelent. Da? Deci atenție mult, am greșit aici. 5. Rasa cercului este 5. 5 la a doua. 25. Și 50 ori. Și 50 ori 3,14, da? Și facem, profesor, să vedem mai. Neapărat să facem. Deci egal cu 50 ori 3,14, care înseamnă 31,4 ori 5. Și că cu 10. 5 ori 4, 20. 2 mai 4. 5. 5 cu 7, 5 ori 3, 15. 157 centimetri pătrați. Poate bine dacă intervenim, ca să vedem ne-au greșit, dar acolo aici. După care mai cere ce area totală a grădinii? A, B, C. Area totală a grădinii. Area totală. Egal cu 157 plus 10 la 2. Egal cu 157 plus 10 la a doua și face 157 plus 100. Și cine de la radicalul ăsta din 2 la 5 cu 80? 10 valoarea radicalului 20. 257 metri pătrați. La ce? A fost și la ce? Da. Da, deci... Cam asta ar fi la geometrie, nu? Da, sunt și da, să vedem. Să facem, aici să facem și teza. A, da, am facem teza. Da, să o mai pierdem. Deci, sinteza. Oare. Ce lucru am avut în Mirna? Prima problemă a fost aceea cu... Reciproca și cu teorema și cu distanța de la punctul plan. Deci, teorema directă. A celor trei... Celor trei perpendiculare. Reciproca la... 2, deci proca 2, care înseamnă distanța de la un punct la un, da? Distanța de la un punct la un punct la un punct la un punct la 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 o dreaptă și am avut cub, am avut la cea la problema a doua, am avut cub, piramidă, cub, piramidă, volumul, lăsăi, volumul, volumul, lăsăi, la cub și la piramidă. Deci volumul cupului. Pentru cub și piramidă. Da, și tangența unui format. Unghiul format de o dreaptă cu un plan. Da. Unghiul format. De o dreaptă cu un plan. Da. La ultima problemă. Cu
ultima problemă am avut asta cu cercul, asta, asta, care... A, aria cercului. Aria cercului. Aria cercului. Aria cercului. Și astea a fost lucrurile la genul. Da. La revedere! Să le spunem prietenilor să nu uite să like și share și să spună și la alți prieteni. Da. Și așa trebuie să înțeleagă că le pot ajuta foarte mult. Că acest proiect, mă rog, trebuie să susțineți și de ei, în final. Bine, la revedere! La revedere.